seara, dragi prieteni! Vă invit în această seară la un nou episod din serialul Istoria jurnalismului românesc. Tema seriei am intitulat-o Pamfletul și caricatura în jurnalismul românesc, pentru că aceste două segmente sunt extrem de importante în ceea ce înseamnă istoria jurnalismului în România. Invitații mei din această seară sunt Cornel Bumbu, jurnalist la Radio Viva FM. Bună seara, bine ai revenit! Mulțumesc, Doru! Bună seara! Și alături de Cornel, Sandrino Neagu, jurnalist, redactor șef adjunct la Monitorul de Suceava. Bună seara, bine ai revenit! Bună seara, bine v-am regăsit pe dumneavoastră și cei care sunt alături de noi în această seară călduroasă, în sfârșit. În sfârșit, în sfârșit avem... Fără ploi. Să nu de ochem, că nu se știe cât durează. O minune de genul durează cam 3 zile, cam asta e problema. O zi o avem. O zi o avem. Aș dori să încep emisiunea cu niște cuvinte magistrale, le consider eu. În prezent iubim păcatele și îl urăm pe păcătos. Și acesta este propriul nostru pamflet. Sună oarecum biblic. Dacă ne întoarcem undeva în Biblie, în paginile ei, ne aducem aminte de supliciul, aproape supliciul Mariei Magdalena, când huiduită de evrei, urma să fie lapidată pentru că era ușuratică și atunci Iisus Hristos le-a spus: cine n-are păcat să arunce primul piatră. Și bineînțeles că niciunul n-a aruncat nicio piatră. De aceea mă gândesc și din nou revin la cuvintele care le-am zis adineori: în prezent iubim păcatele și îl urăm pe păcătos. Pamfletul zilelor noastre. Pentru că trebuie să recunoaștem, trăim în această lume a păcatului și al urii împotriva păcătosului. Da. Într-o societate în care suntem tot mai dezbinați, iar ura pare să fi devenit un subiect foarte atractiv pentru toată lumea, iar timpurile care vor veni cred că vor aduce o și mai mare dispersie, o mai mare problemă a societății din acest punct de vedere. Oamenii nu se vor mai iubi, nu vom mai avea acel citat biblic: iubește-ți aproapele. Probabil că se va transforma: urăște-ți aproapele. Urăște-ți aproapele, da. Românul e un pamfletar. Dintotdeauna a fost un pamfletar. Și revin la ce spuneai, Sandrino, că românul se transformă, ne transformăm, nu-ți mai iubi omul, aproapele, ci al urât. Pamfletul, așa cum spunea și Mircea Dinescu, și îl citesc pe Mircea Dinescu, pamfletul, ca să intrăm direct în subiect cu acceptul tău, Doru, bineînțeles. Timpul este atât de scurt. Exact, nu avem timp. Pamfletul trebuie să aibă o ironie subțire, trebuie să fie fin. Și cum spunea Dinescu, nu dacă nu oricine este pamfletar, dacă înjuri, birjărește, cum se spune, nu ești un pamfletar. Devii un grobian, practic. Pamfletul trebuie să fie ceva fin, trebuie să fie o jurătură artistică, ca să o luăm altfel, o jurătură artistică, cum explica un critic literar și un scriitor membru al Academiei Române, doamna Magda Răduță. Deci, revenind la pamflet și la pamfletarii pe care i-am avut noi de-a lungul vremii și la pamfletarii actuali, la epoca comunistă în care pamfletul, cum spuneau toți cei care au trecut prin această epocă, a fost un pic ținut la răcoare, între ghilimele de rigoare. Era foarte greu să faci pamflet, se mai scăpau pe aici colo, cum spunea inclusiv Vadim sau Dinescu, se mai scăpau într-o revistă literară, într-o carte de specialitate, într-un roman, se mai scăpau aici colo câte două, trei fraze sau chiar într-un film. Se scăpau mici pamflete la adresa cui? A regimului prin care îl cunoaștem toți și pe care am trecut. Și ca să termin un pic cu această mică introducere, am să-mi permit... Te rog. În 30 de secunde să vă citesc un pamflet scris de Mircea Dinescu, o poezioară pamflet, înainte de Revoluție. Se numește Doamne Ferește, de Mircea Dinescu. Istoria parcă ne duce în burtă și parcă a uitat să ne mai nască, prea fericiții cu privirea scurtă
sorb borșul dogmei ce le plouă în bască, făcând spre lucruri zilnic reverențe, căci cine știe ce episcop doarme în polonic, în coșul pentru zdrențe, în țevele acestor triste arme, unde nebunul își clocește crima și ne omoară fiindcă ne iubește, când ne e foame desenează pește, când vine frigul arestează clima, opriți istoria, cobor la prima, opriți la stația, Doamne ferește. Deci ne dăm seama, bineînțeles, ce a vrut să spună Dinescu, este foarte într-o clar. Într-o zonă foarte... în care frigul era la modă iarna, că tremurai sau mâncarea, vă aduceți aminte? Și peștele, și peștele era eroul zilei. Eroul zilei, consumați pește, nici celebra o reclamă. Fără pește. Da, nici o masă intrai fără... în gara de nord, nord trenul, exact, vedeai un pește, exact, consumați pește oceanic. Exact. Intrai în magazin pește, pește de la pește, ruși, pește, da, de peste tot. Exact. La conservă, da, la... Ca o completare la ceea ce a spus Cornel, nu oricine poate fi pamfletar. Exact. Și revin la un mare ziarist al perioadei interbelice, Panfil Șeicaru, da, care spunea că starea naturală a jurnalistului cu har este cea care determină predispoziția pentru pamflet. Și am un citat din ziarul Curentul din 1928, în care iată ce spunea Panfil Șeicaru. Ziarul acesta, adică în speță Curentul, nu a fost înființat pentru a mângâia slugarnic bătrâne târtițe boșorogite. La un ziar o gândire cu cât are un mai puternic accent de independență, cu cât se mișcă mai impetuos pe linia intransigenței, cu atât radiază o influență mai amplă. Nu avem de menajat nimic, nu avem alte obligații în afară de cele contractate față de cititorii noștri, credincioși colaboratori tăcuți și animatori fecunzi ai scrisului nostru. Și cititorii ne vor neîndurați cu scrisul aspru, cu verbul apric și invectiva ca un șuier de cravașă. Pe oamenii politici nu îi urmărim pentru numai cu bufoneria ambițiilor date, bezmetic în spectacol, îi urmărim și în răul lor care provoacă nerușinarea lor. Și curajul nostru îndrăznesc să-i opun câteodată o miorcăită plângere urmată de o dare în judecată. Sunt pentru noi prilejuri de a măsura succesul nostru, cei cravașați se tânguiesc, fac apel la justiție, căci firește, noi calomniem. Și ceea ce spunea Panfil Șeicaru acum 80 de ani, uite, au trecut chiar 80 de ani, e valabil și în ziua de azi cu prisosință. Ar fi, să spunem, de prisos să-l menționăm pe Ion Luca Caragiale, un pamfletar celebru, în care trăim zi de zi, minut de minut, trăim momentele lui Caragiale. Am să rog regia să ne dea imagini cu celebri pamfletari români. Nu sunt toți, lista este destul de lungă, e vorba de Dimitrie Cantemir, Mihai Eminescu, Tudor Arghezi. De fapt, aceștia trei sunt, reprezintă triada marilor pamfletari români. Titu Maiorescu, Ion Eliade Rădulescu, Caragiale, Vasile Alexandri, Cezar Boliac, Alexandru Dobescu, Nicolae Iorga, Alexandru Macedonski, Octavian Goga, Nede Cocea, Topărceanu, Panfil Șeicaru, cum spuneai și tu, și mulți, mulți alții, au fost niște forțe și rămân niște forțe în pamfletul român. De fapt, pamfletul reprezintă o satiră, o creație literară prin care se aduce o critică la adresa fie a unor personalități politice, fie a unui regim, fie a unor situații, metehne, moravă și așa mai departe. Ziceam de Dimitrie Cantemir, el este celebru pentru istoria ieroglifică, unde apar personajele sub masca unor animale. E extrem de interesant. Dar și mai interesant este că primul pamflet politic cunoscut în spațiul românesc este scrisoarea Brăilenilor către Ștefan cel Mare din anul 1481. 1481. Secolul 15, ce să mai vorbim. Și cu voia voastră să îi dau citire. De la toți boierii brăileni și de la toți cnezii și de la toți românii, scriem ție, domnului moldovenesc Ștefan Voievod. Ai tu are omenie, ai tu minte, ai tu creieri, de-ți prăpădești cerneala și hârtia pentru un copil de ușuratică, fiul călțunei, și zici că ți este fiu? Dacă ți-e fiu și vrei să-i faci bine, atunci lasă-l să fie după moartea ta, domnul, în locul tău.
iar pe mumă sa ia-o și ține-o să-ți fie doamnă. Cum au ținut-o în țara noastră toți pescarii din Brăila, ține-o și tu să-ți fie doamnă și învață-ți țara ta cum să te slujească, iar de noi să te ferești, căci de cauți dușman ai să-l găsești și așa să știi, Domn avem mare și bun și avem pace din toate părțile. Să știi că toți pe capete vom veni asupra ta și vom sta pe lângă Domnul nostru Basarab voievod, măcar de-ar fi să ne pierdem capetele. Interesantă această scriere, această scriere înțepătoare. Cu toții știm că lui Ștefan Voievode i-a plăcut amorul și, bine, legenda spune că pe oriunde trecea lăsa câte un fiu, o fică, în fine. Dar acuzațiile brăilenilor nu sunt, degeaba și interesant este că îi spune că așa cum au ținut-o toți pescarii noștri din Brăila, așa să-l ții și tu. Da, înțepătoare scrisoare. Revenim la anii triști ai comunismului, când pamfletul era greu de scris, era greu de publicat, de înțeles nu, pentru că românul, cum am spus la început, eu cred că este un pamfletar prin naștere, dar pamfletul nu oricine poate să-l facă și nu orice ironie sau înjurătură poți să o consider pamflet. Orice vorbe aruncate în vânt, acide sau neacide. O să citez, o să-mi permit să vă citez două, trei pamflete de ale lui Dinescu, după care să vedem dacă sunteți de acord, să discutăm puțin și despre un alt mare pamfletar care a murit acum 2 ani, care este Corneliu Vadim Tudor, care avea alt stil de pamflet. Un pamflet mai, cum îl denumește Dinescu, un pamflet de mahala, referindu-se la termenii pe care îi folosea Corneliu Vadim Tudor. Dar trebuie să recunoaștem că Corneliu Vadim Tudor a fost un geniu. A fost un geniu chiar foarte, dacă folosea vocabularul acid, pe care... Dar haideți să revin la ce spunea Dinescu. De exemplu, pe la Cotroceni bântuie și în iarna asta sindromul Vasile Alexandrii, asupra căruia criticii marxiști au atras atenția încă acum 40 de ani, spunea Dinescu. Despre securiștii din timpul lui Dej, Dinescu spunea că au servit patria în stilul lor simplu, mocănesc, lăsându-se de cosit lucerna și apucându-se de cosit intelectualitatea românesc. Și avea perfectă dreptate. Așa este. Așa este. În perioada de trist amintire, în perioada, acea perioadă în care cenzura rădea tot, rare ori erau momentele când pamfletul putea să iasă în presă sau, eu știu, în film, la radio, oriunde. Era aproape imposibil. Și practic pamfletul s-a transferat în vorbirea orală, în acele bancuri pe care românele inventau, le scoteau la adresa regimului comunist. Exact. Practic și acesta era tot un tip de pamflet, numai că era oral vorbit. Pamflet oral, așa este. Despre Dinescu, despre, am spus... Trebuie să spunem că Dinescu a suferit. Dinescu a suferit. Sale, a fost arestat la domiciliu, urmărit tot timpul. Exact. Și a fost arestat în martie, începând cu martie, cred că cu 14-15 martie 89, până decembrie, a fost arestat și a avut arest la domiciliu pentru acest, nu știu dacă erau pamflete, dar cred că pentru o scrisoare care a fost în stil pamfletar și care a fost publicată la Europa Liberă, dacă mi-aduc eu bine aminte. Dinescu devenise practic un critic deschis al regimului Ceaușescu și aceste tendințe liberale nu puteau fi iertate sub nicio formă. Ar fi creat prozeliți și ar fi pus în pericol întregul sistem. Dinescu este de admirat, pentru că la vârsta, Dinescu e născut în 1950, deci perioada Revoluției l-a găsit tânăr,
pline puteri și cu un penel foarte bun și o peniță foarte ascuțită, pe când alți scriitori ai vremii, care erau în aceeași contemporan cu el, dar mai în vârstă, nu prea au avut mulți curajul să se apuce de pamflet sau să scrie pamflete. Să-l amintim pe Eugen Barbu, care știm prea bine că a pactat cu guvernul, dar a avut un merit în a-l angaja pe Dinescu la Uniunea Scriitorilor, când Eugen Barbu era președintele Uniunii Scriitorilor, și ca o notă așa simpatică de pentru emisiune, l-a angajat pe post de portar la Uniunea Scriitorilor. Deci asta un pamflet. Exact, deci asta un pamflet. L-a angajat pe post de portar și l-a întrebat Eugen Barbu pe Dinescu: uite, vrei să te angajezi la Uniunea Scriitorilor? Era un tânăr scriitor, publicase în revista Luceafru, dar n-am post pentru tine, nu am ce să te angajezi, portar cu jumătate de normă. Figurez pe grila pe statul de plată ca portar. Pentru că tu l-ai adus în discuție pe Mircea Dinescu, eu am un mare of. Acest uriaș talent s-a pierdut, practic, după 1989. S-a apucat de cărciumărie, s-a apucat de făcut hotele prin corabia, lăutărie, face bucătărie. Și din păcate ar avea atât de multe de spus în actualele condiții sociopolitice din România. Cred că ar avea de spus foarte, foarte multe. Și talentul lui ar rămâne peste sigur timp. Sigur că da. Sigur bucătăria că da. Lui sigur nu va rămâne. Da, bucătăria nu. Poate rămâne, o să rămână în acest an între, nu-i fac publicitate, dar chiar citeam pe net astăzi, între 14 și 19 august la Corabia, unde are el cetatea, celebrul. Da, la cetate. La cetate, în satul cetate, județul Dolj. Dolj, aproape unde de corabia. A cumpărat acea clădire, un vechi conac boieresc, în care a făcut un gen de... Are o pensiune, pentru un fel artiști. De pensiune pentru artiști. Și nu mai. Dar în special pentru artiști. Da, și ediția numărul 7, Festivalul de Art Dinescu, nu mai știu cum se numește în acest an, ediția 7. Da. Deci menține o tradiție. Dar haideți să vedem ce spunea alt pamfletar care avea un vocabular diferit de al lui Dinescu, un vocabular mai groser, așa să spunem. Era mai spurcat la mai vorbă. Mai spurcat, dar foarte talentat. Absolut, foarte absolut. Talentat. E vorba de Vadim. Vadim, mă, numai când deschideai revista România era Mare. Era o mitralieră verbală, nu. O mitralieră dacă verbală. Intrai în mitraliera lui, nu mai scăpai. La revedere. Hai să citim, să vă spun ceva despre Iliescu, ce spunea el despre Ion Iliescu. Timp de 9 ani, bătrâna șandrama stalinistă a huzurit în fruntea țării, dar nu s-a priceput să ridice nici măcar un dig pentru stăvilirea inundațiilor. Aici se vede cel mai bine că el nu știe, de fapt, să facă nimic. Vedem același lucru în ziua de astăzi cu inundațiile. Același lucru este valabil și în ziua de astăzi cu inundațiile. Deci un adevăr trist sub formă de pamflet. Perpetu. Exact, perpetu, dar care îl spunea și Corneliu Vadim Tudor. El ataca pe oricine. Deci pe oricine. Nu conta rang, nu conta poziție socială, poziție politică, putea să fie președinte, putea să fie ungur, putea să fie orice. Colega noastră din televiziune, de la televiziunea română. UDMR-ul avea absolut orice problemă posibilă și imposibilă. Despre Marina Armășan. Dar a fost un patriot, trebuie spus foarte clar, tranșant, a fost un patriot. Lupta pentru patrie, pentru țară. Era împotriva urâtului, răului, împotriva gândirii negative și a evenimentelor care puteau duce la anumite situații nedorite împotriva românilor. Prietenii de astăzi erau dușmanii de mâine a lui Vadim. Da, exact. El vedea construcțiile viitoare. Da. Și avem în cazuri în care, prin intermediul partidului pe care îl păstorea, prezenta oameni și într-o lumină extraordinară,
ca după 2-3 săptămâni, o lună, să-i bălăcărească în ultimul hal. Și a fost un practic erudit. Erau doi oameni diferiți. Da, doi în unul. A fost un erudit, un foarte bun istoric, excepțional foarte istoric. Foarte bun istoric, avea deci, și surse foarte bune. Și s-a înconjurat de generali, exact. Rezerviști, persoane cu influență. Aici mă referi cu la surse. Informații foarte bune surse, deci niciodată nu greșea. Nu puteai să spui că e un diletant sau un tip care are un căpetar, de sub nicio formă. Da, el a avut aceste surse, le-a avut dinainte de 89 și apoi le-a cultivat și le-a folosit în interes propriu. Că practic asta a făcut, nu trebuie să ne ferim să spunem asta. Bineînțeles, asta a făcut. Haideți să vă spun ce spunea Corneliu Vadim Tudor despre Mircea Dinescu. Poetul Mircea Dinescu, supranumit Lebăda de la Slobozia, după ce are capul mic, îi mai stă și creierul lejer în el. Deci ne întoarcem la Dinescu, care spunea că folosește un vocabular de mahala. Ce să mai spun, acest Vadim, Dumnezeu să-l odihnească în pace, avea un stil vulgar, un stil coleric, așa, acid. Și vorba se ta, folosea, mitralia pe toți. Da, mitralia și folosea imaginea. Da. Deci, când îți spune cineva că ai capul deci mic imaginezi, da, și creierul se mișcă în el, îți imaginezi cam cum ar arăta. Niciun extraterest exact, nu poate arăta exact, așa. Exact. Și în plus avea și obiceiul de a gesticula, dacă vă amintiți când vorbea. Da, da, da. Probabil că era o artă studiată și asta pentru a transmite mesajul cât mai bine, să ajungă exact acolo unde trebuie. Da, sigur, este, da, sigur. Da. Este. Avea și o dicție foarte bună și o vocabular. Era un bun orator, foarte bun orator, un tribun. Tribun. Chiar tribun. Exact, tribunul îi se spunea tribun. Tribunul, era și corect. Când intra în Parlament, nu mai vorbea nimeni, nu avea șansă. Da. A murit cu cu certitudinea că a fost furat la alegerile prezidențiale din 2000, cred, da. Da. Când da. Partidul pe care îl păstorea a obținut 23-24%, enorm. Sunt curios dacă ar fi trăit și acum Vadim Tudor, dacă mișcările care au loc în Transilvania și toată harababura asta și cred că am fi aflat intoxicația asta cu Secuimea și cu Victor Orban ar mai fi cred că am fi aflat amănunte poate ce știu eu, de genul surpriză pentru toți. Sigur, sigur avea... Nu știu ce putere de muncă mai avea, pentru că în ultima vreme era bolnav, ieșirile lui publice erau mai rare, așa încât nu știu care ar mai fost aplombul lui pentru brusc, a... Brusc s-a consumat, e așa dintr-o dată... E un mister și cu moartea lui, după câte știu mister, eu. Totuși, e da. Un mister și cu moartea lui. Și cum a murit și... Să nu fi murit în stil Gheorghiu. Da, așa se pare, din cauza unei poezii, care această poezie, din păcate, nu o am, dar circulă pe net, poezia, se spune pentru poezia respectivă ar fi murit. Da. Moftul Român și Urzica și Rogregea să ne dea niște imagini au fost două exemple din ziarele care au dus, să spunem așa, pe val pamfletul și caricatura românească. Ziare care au excelat prin umor, înțepături la adresa situațiilor sociale, înțepături la adresa moravurilor într-o primă fază. Înțepăturile politice totuși au avut discernământ fatal, între ghilimele fie spus, pentru unii sau alții. De exemplu, dacă stăm să ne gândim că spunea Sandrinio de cenzură, primul care a legiferat cenzura a fost Alexandru Ioan Cuza. Din păcate, începând să apară articole virulente, pamflete, satire la adresa regimului, Cuza introduce legea cenzurii. Și încep să apară și victime în sensul arestărilor, aruncărilor după gradii. Este un lucru nedemn pentru domnitorul moldovean, dar asta a fost istoria. Cenzură care, bineînțeles, nu apare numai la Cuza, ci apare și la dictatura carlistă, dictatura antonesciană, și au produs victime. Iar unul din... Tudor Arghezi. Unul din pamfletarii celebri este Tudor Arghezi, care, din păcate, a servit penitenciar
Din cauza unui pamflet virulent la adresa baronului von Killinger, reprezentantul germanei hitleriste la București. Și aș da citire unui scurt fragment, pentru că pamfletul este mai lung. Iată ce spune Arghezi în acest pamflet. Ce semeț erai odinioară, dragul meu, de n-ai mai fi fost. Și ce mojic, ce mitocan, ce bădăran, nu te mai recunosc. Parcă în haine tale a intrat alt om și parcă celălalt a plecat în pielea goală, pe undeva prin ceruri ori iad. Botul nu-ți mai e așa gros. Fălcile ți-s mai puțin dolofane și ai început, Doamne, să și surâzi cu buzele alea groase șterse de un soare. Ceafa ți s-a mai tras, gușa s-a mai moderat, burta caută un relief mai aproape de spinare. Nici părțile de dindărăt nu mai sunt atât de expresiv dominante, de desubtul croierii scurte. Cred că nu mai iei dimineața 4 cafele cu lapte, o halcă de șuncă și o prăjituri cu care ți-ai pus din nou în funcție intestinul gros anemiat de răbdări prăjite. Te umplusești, să ieși bine până la râgâială. Și pamfletul continuă. Dar este atât de expresiv și atât de virulent, baroanese. Atât de virulent la adresa unui reprezentant al Germaniei hitleriste, încât eu, dacă aș fi fost baronul von Killinger, aș fi aplaudat și l-aș fi decorat pe Arghezi. Da, dar din păcate, cei care sunt criticați nu au simțul umorului. Într-o țară în care... Pentru Arghezi, întorsătura a fost tristă. El a ajuns la închisoare pentru acest pamflet. Vă rog să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim în studio publicitatea.